Salutări, lume! Bine ați venit, frumoșilor, ce sunteți! Bine ați venit la duminica noastră în care servim cafeluța. Îmi puteți admira balconul meu sexy și arătos și cum vreți voi. Să-i ziceți, bineînțeles. Trebuie să vă citim propunerile. Da, nu se poate altfel decât să vă citim propunerile. De la Lazar Alexandru, nu mai dă în pula mea. Iarăt aici o poză interesantă cu o tipă care e băgată în coșul de gunoi. Asta o să înțeleg că asta ceva de genul a încercat să devină Super Mario. Ok. De la Vic. Shading. Țin ucidere. Aia aveți deja la toate știrile care le vezi de la televizor. De la Yosha. Sau Joșa. Da, Joșa. Pardon. E de dimineață, mi-am. Ce vrei, aveam beau cafea. Fă-ți drept locuri. Pentru, în traducere, pentru cei care nu știu ce e drept locul, sunt dreadurile, mai pe scurt. Știți ce sunt dreadurile. Așa, nu-mi fac, că e mai greu de întreținut, plus că nu-mi stă bine cu dreaduri. Chiar nu-mi stă foarte bine deloc, îmi stă mai mult, e alandala. Și nici nu am părul suficient de mare pentru dreaduri. Adică imaginează-ți că l-am abia până aici. Și de aici, dacă îl fac dreaduri, o să fie până aici. Crede-mă. Așa e la dreaduri. La maftei Simona Florentina. Propun un sutien. Băi, Simona, hai să-ți spun o chestie. Aici nu ne jucăm puțin cu... Aici nu ne jucăm cu subtienele, să știi. Deci dacă vrei să vii cu propuneri de genul ăsta, ai grijă în ce cupă aterizezi și în ce mărime, dacă știi la ce mă refer. De la Tony Brânzașu, propun un prezervativ. La fel, aceeași chestie. Ai grijă în ce prezervativ cazi, domnule. Pentru că... Pentru că fetele doritoare nu vor întotdeauna doar cu prezervativ, ci vor ceva mai natural de atâta. Vor sucul, dacă înțelegi. De la Darlin Lavi, fă o reclamă la câinele tău. Câinele meu doarme, punct. Deci asta e cea mai mișto reclamă. Câinele meu știe să doarmă, să toarce și să roadă. Adică să-mi roadă degetele, punct. Cel mai mișto câine ever. De la Shahad zis Eugen Răzvan. A, și să fac o paranteză. Deși are oșcioare pentru uros, el preferă să-mi roadă oasele mele. Ce câine. Ce cățel inteligent am și eu. Vai, Doamne, cum să mă mânci. De la Shahad zis Eugen Răzvan. Propun o propunere. Bine că ai propus o propunere propunoasă pentru noi, pentru că propunerile propuse de voi sunt promovate, propunerile propuse procentual propurzise. Da, știu, nici eu nu știu ce am zis acolo, dar I don't give a fuck. De la Andrei Stoie, propun să unești două țigări cu capetele aprinse să vezi dacă se fumează singure. Așa. Să unești capetele aprinse. Care capete, omule? Capătul cu filtru sau capătul aprins? Să le unești ambele aprinse așa sau așa? Pentru că nu e tot una. Deci dacă pui așa, deci astea de aici sunt capetele care se ardă, da? Și aici, partea asta de aici este capătul cu filtru. Deci dacă eu pun așa,
ambele capete cu filtru arse, doar cu filtru, cu capul care se dă foc la el, unde e țigara, alea vor, din cauza oxigenului și astea, o să întrețină arderea și o să ardă mai repede decât normal. Și dacă pun așa, spre exemplu, nu știu cum să stau eu cu mine, așa, în lipite filtru de filtru, o să se consume de la oxigen. Deci cu cât bate aerul mai repede, cu atâta întreține arderea mult mai repede. Deci e logic. De la Edi Paravan propun să recomand 3 trupe. Trupăr, Bucovina, Carpatica. 3 trupe românești. Le recomand. Pregătiți-vă pentru o serie de propuneri de la domnul Borciu. Alexandru Borciu, bă, omule, ce mai faci? N-am mai vorbit de mult și nici activ nu am mai fost. Așa că am de gând să mă revanșez și să propun propuneri pentru toate dățile care nu am fost activ. Așa că, uite, bravo, uite, îmi place omul ăsta cum a structurat propozițiile astea. Vrea să se revanșeze și nică merge. 1. Prindeți părul în coc. Nu, n-am chef și nici n-am elasticul foarte bun pentru cocuri. 2. Mai tunde-te roachere. Dar nu vreau să mă tund, mă, băiatule. Imaginează-ți cum mi-a stat mie. Deci... uite așa. Bun. Cum ar fi dacă eu nu aș avea păr deloc, da? Mă rog. Uite așa. Uite și așa arăta. Vedeți? Schimbare. Bun. 3. Haideți să continuăm. Deci am pus un fel de tamaut acolo și, mă rog, și-am tăiat. Să nu se audă. Să ai mai puțin mai ciuriți. Și 3. Ai cumva lipici? Din câte țin eu minte, nu. Poate doar lipici la fete, dar nu, în general nu prea, nici la acolo. 4. Uite-te la propunerea 3. For fuck's sake, am făcut-o deja. 5. Scuze, nu vorbeam serios, chiar am nevoie de lipici. Du-te până la librărie, un leu sau doi, un tub de lipici și gata. Oh, fame, ce oameni. 6. 7. Show your boobies on the camera. Camera. Nu mersi. Deci dacă vrei perversități de genul ăsta, du-te pe site-urile speciale pentru perversități. Corect? Așa că... Neaos. Cam gata. Asta e a 8-a. Cam gata. No, arată-ne ce vezi prima dată când te trezești. Tavanul? Asta e primul lucru când mă trezesc și văd tavan. Da, mă trezesc cu fața la tavan. Expresie nouă, băgați-o în dicționar. Să te trezești cu fața la tavan. De la Andrew Sun, omul e beton și face omul e beton. Bă, mi-ați explicat și chestia asta aseară. Eu tot nu mă prind de idee, de fază. Care-i faza, frate, cu chestia asta? M-am prins. Nu mă prinde glume de genul ăsta. Chiar deloc. Nici dacă mai îngropa în aracet. În aracet. Tot nu mă prinde chestia. De la Eddie Mercenaru. Mănâncă un... cartoful te mănâncă. O, nu. Înseamnă că mă va tăia. Mă va prăji. Și o să vă mănânce... cartof. O să mănânce... fantomă prăjită?
sau o să mă bagi în cuptor și o să mănânce fantomă coaptă, sau mai grav, o să mă facă piureu de fantome. Oare ce gust ar avea piureu de fantome? Cred că e chiar gustos. Așa. E enervant să stai cu fes în cap. Așa. De la Alexa Morgan, salut, Sid, mi-e dor de rochi, așa că propun să-l arăți pe video. Ei, după cum am spus, el doarme acum și face somnul de înfrumusețare. Eu cam respect programul. Da, lume, săptămânile astea nu se întâmplă cam nimica. De fapt, săptămâna asta care a trecut nu a fost cine știe ce chestie interesantă. Faptului că pot să spun fapt că am avut niște schimbări destul de majore, mai ales la laptop, că, na, după cum vedeți, cu jigodia asta de laptop care am și sticker cu Facebook. Și am sticker cu Facebook și ca șmecherul ce o să am și cu Apple. Pentru că da, Dell-ul și Apple, cam așa ceva. Ce vreau să zic? Uita. Am făcut driver-ul săptămâna asta, să zicem că am făcut câteva schimbări majore. Mi-am făcut teste pe ăsta să văd ce și cum merge. Știu că v-am lăsat o întrebare, gen, mă rog, o întrebare. V-am spus efectiv pe grup că am făcut testul pe CSGO. Deci, aș putea spune faptul că există un avantaj și un dezavantaj. Bun. Avantajul este că dacă filmez, pot modifica rata de viteza videoclipului. Alecul, tu ai avut cafea? Da. Patru. Da. Și da, asta este situația. O rată ponderală de 15-20 de FPS în zona 25. Când nu filmez, când filmez mai scade cu vreo 5 FPS-uri. Jur de 5 FPS-uri. Trebuie să măresc viteza undeva la 130-140. Asta și asta nu înseamnă ceva mai rapid cu vreo 10-20 de secunde. Ceva de genul. Al doilea și dezavantajul ar fi faptul că în timpul jocului o să mă mișc eu greu. Și o să reacționez mult mai greu decât normal. Acum nu, am făcut doar de un test. Că eram chiar curios să văd. Timu, la ce te uiți? La ce te uiți, rog? O, lângă o cu care e el. Bociosul. Așa că ne vedem data viitoare, lumea. Eu sunt Bosme și vă spun ce am ales.